Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine ne reîntâlnim la o nouă ediție a Dimineților cu Plus. În gazda dumneavoastră, Otrea Parascan, și vă urez bun venit. Astăzi, alături de noi, avem un invitat special, îl cunoașteți foarte bine, vă întâlniți în fiecare marți cu dumnealui. Este vorba de preotul Justinian Cojocar, realizatorul emisiunii Iubite voi, Doamne. Bună dimineața, ce mai faceți? Bună dimineața! Spune excelent, mulțumesc. M-am trezit, am văzut lumina soarelui, sunt fericit, o nouă zi. V-am invitat aici să vorbim un pic despre Rusalii, mm-hmm. Și sunt curioasă ce sărbătorim noi în a 50-a zi după sărbătoarele de Paște. Ați zis bine, a 50-a zi, de aici a 50-ime, Rusalii, pogorârea Sfântului Duh. Evenimentul mântuitor al pogorârii Sfântului Duh a avut loc exact când romanii, care erau păgâni atunci, sărbătoreau trandafirii, Rosalia, era o sărbătoare a trandafirilor, unde aveau diferite festivități și a rămas denumirea de Rusale, de la Rosalia, pentru pogorârea Sfântului Duh, la 50 de zile după învierea Mântuitorului. Dacă la 40 de zile am avut înălțarea Domnului, acum la 50 de zile, pogorârea Sfântului Duh, sunt cele două sărbători mari care încheie perioada aceasta Penticostarului, cu R, o perioadă de 50 de zile de la înviere și până acum la Rusale, la pogorârea Sfântului Duh. Este o sărbătoare foarte importantă. Cum se desfășoară de fapt la biserică? Pentru că vedem că sunt anumite zone în care se merge cu frunze de tei, în alte zone cu frunze de nuc sau de pelin și e așa un pic, parcă seamănă oarecum cu floriile când mergem așa cu mățișorii. Așa e, bine ziceți. De flori mergem cu mățișorii în amintirea oamenilor, copiilor care au luat ramuri de finic, de stâlpări și l-au întâmpinat pe Mântuitor când el a intrat în Ierusalim. De ce ducem ramuri de tei? Cele mai multe ramuri de tei. De ce? Sunt unele zone în care depinde. Dar în general ramuri de tei pentru că frunza de tei seamănă cu limbile acelea ca de foc, cum s-a pogorât Harul Sfântului Duh peste Sfinții Apostoli în ziua 50-imii. Noi știm că Sfinții Apostoli erau adunați la sărbătoarea 50-imii, erau foarte mulți oameni adunați din toate părțile lumii de atunci, de la romani, greci, cretani, până la parți, elamiți, erau și usciți acolo. Erau perși, toți adunați și fiecare auzea în limba lui ceea ce Sfântul Petru vorbea după ce Sfântul Duh s-a pogorât sub forma limbilor de foc. Și vedem și în icoană, este focul acela, limbile de foc care s-au așezat deasupra creștetului fiecărui apostol, o luminat Duhul pe Sfinții Apostoli. Și în amintirea limbilor de foc, iată că noi aducem ramurile de tei la biserică, sunt mai multe rugăciuni de sfințire, de binecuvântare, se stropesc cu aghiasmă și ramurile de tei se pun la icoane, în biserici, la porți, la uși, la casele oamenilor și se țin un an întreg. Vedem că de la un an la altul ele sunt uscate, dar sunt bine înfipte acolo la ușă și la poartă și este și pentru liniștea noastră sufletească, pentru confortul nostru spiritual, spunem așa, confortul nostru psihic, pentru că știm, uite, am luat o rămurică de la biserică, dacă mă și rog, încerc să fac pe placul lui Dumnezeu, o să meargă bine. Este o rugăciune specială care o trebuie să o rostim în această perioadă? Păi în această perioadă avem rugăciunea Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești, pe toate le împlinești, Visterul Bunătăților, Dătătorului de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Este rugăciunea Sfântului Duh, troparul Sfântului Duh. Această rugăciune se spune tot timpul când noi vrem să ne rugăm. Face parte rugăciunea Împărate Ceresc din rugăciunile începătoare, adică acelea pe care le spunem începătoare, la începutul oricărei rugăciuni. Și ce spunem? Spunem de Sfântul Duh este Sfințitorul, Mângâietorul, Duhul Adevărului, Dătătorul de Viață. Pentru că Mântuitorul a promis și le-a zis Sfinților Apostoli de atâtea ori, eu mă duc la Tatăl și de folos să merg. De ce? Ca să-L trimit pe Mângâietorul, pe Duhul Sfânt. Voi să stați în Ierusalim, să stați la oaltă și am să vă trimit pe Duhul Sfânt. Și în a 50-a zi, iată că s-a împlinit promisiunea Mântuitorului și din înfricoșați, din fricoși, Sfinții Apostoli au devenit foarte curajoși, luminați de Duhul Sfânt. Și la evenimentul acesta al pogorârii Sfântului Duh s-au întâmplat foarte multe minuni. Una dintre minuni este predica Sfântului Apostol Petru. El a fost nevoit să intervină pentru că cei care erau de fața acolo au acuzat pe apostol că sunt plini de must. Asta ce înseamnă? Că erau beți.
la ora 9 dimineață, plin de must. Și prima oară Sfântul Petru, logic, îi spune, măi, ei nu sunt beți, că e ceasul al treilea din zi, 3 plus 6, adică 9 dimineață. Și noi când mai mergem pe la țară sau mergem pe la bunici sau mergem pe localități, când vedem la primele ore ale dimineții niște oameni care izbesc, spunem, vai, săracul, ce slăbiciune are. Deci n-ai cum, îl vezi la sfârșitul zilei pe un om, poate ia un pahar și o lecuță amețit după muncă, că vrea și el să bea un pahar acolo, că s-a ostenit și a câștigat un bănuț, ceea ce... Hai, iei un păhărel, dar nu timbeți. Și ia apărarea Sfântul Petru și apoi spune, măi, s-a împlinit profeția unui mare proroc din Vechiul Testament, Ioel, care are două capitole cartea sa și iată cât de mare este el, chiar dacă e numit profet mic, că el a prorocit pogorârea Sfântului Duh și spune așa, că în vremurile din urmă, voi turna din Duhul meu și copiii voștri, și fetele, și băieții, și bătrânii, vise vor visa și voi turna de Duhul meu. Și atunci toți au crezut și s-au botezat 3.000 de oameni. Gândiți-vă, cei mai mari trainer de astăzi, coach, cum se spune acum, care pot să influențeze masele, în urma unui discurs, câți oameni pot să convingă, da? Avem atâția oameni, sunt atâtea traininguri și merg și peste tot au conferințe. Păi Sfântul Petru, dezinvolt, fără să se programeze dinainte, fără să se gândească, o predicat acolo, s-o suit și acolo pe ce o găsim mai înalt ca să fie văzut de toți și 3.000 de oameni s-au convertit, s-au făcut creștini și-a luat ființă biserica în chip văzut, prima comunitate din Ierusalim, prima biserică, unde? În Ierusalim. Și de aici vine vorba de catehumeni, nu? Catehumenii, da, catehumenii sunt acei oameni care aveau o perioadă de pregătire. Putea să fie de la 3 luni până la 3 ani de zile. Catehumenii erau aceia proveniți dintre evrei și dintre păgâni, dintre idolatri, care vroiau să fie creștini și atunci ei urmau o perioadă de inițiere în care erau învățați despre tainele creștinismului, învățau despre dogma noastră creștină, învățau rânduiala creștină și după ce mai mari biserici credeau și erau convinși că gata, el este pregătit pentru a intra în biserica creștină și a fi botezat, iată, primeau botezul. Deci catehumenii erau cei care se pregăteau pentru a primi botezul, ca în toate domeniile. Nu se spun la cei care vor să învețe o meserie că sunt ucenici, el este ucenicul meu, îl învăț meserie, stă pe lângă mine, fură meserie de la mine. Așa erau catehumenii. Perioada mare, perioada catehumenatului și încă este în rânduiala Sfintei Liturghii o ectenie numită a catehumenilor, cei chemați ieșiți, să ne rugăm pentru cei chemați, cei care încă sunteți pentru Sfânta Luminare, ieșiți. Și este ectenia aceasta care indică faptul că aceia care erau botezați și participau la slujba bisericii se rugau pentru aceia care se pregăteau pentru a primi botezul creștin. Iată că acum s-a întâmplat la ziua 50-mii un lucru minunat. S-au botezat pe loc acei oameni. Debea după aceea a fost a apărut în biserică instituția aceasta a catehumenatului, pentru că știți cum e, există banalitatea aceasta și ușurătatea când iei botezul, gata, intervine orgoliu, m-am făcut creștin. Și era și slăbiciunea omului în perioada aceea și e nevoie de o pregătire, ca atunci când mergi la operație la un profesor mare, doctor, și profesorul spune, fii atent, te operezi, dar îți trebuie o săptămână să te pregătești aliment, dar să vii să-ți mai fac niște analize, să te obișnuiesc aici, trebuie să-ți mai fac un tratament înainte și apoi te operez. Așa a fost și atunci. Minunea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, pentru că Sfântul Petru vorbea și fiecare auzea limba lui. Sfântul Petru vorbea limba aramaică acolo și toți auzeau în romană, în part, în persană și ca să înțeleagă, dragii noștri telespectatori, să ne gândim la o mare conferință internațională, cum sunt de la marile organisme internaționale, că e UNESCO sau ONU sau NATO sau oricare altul gen, nu știu cât, când vine la pupitru un om și vorbește și se spune că el vorbește în norvegiană, că este norvegian. Și toți care sunt acolo aud, au căștile în urechi, au un translator care le traduce în limba lor. Omul vorbește în norvegiană, dar fiecare aude în limba lui, pentru că are un traducător. Așa s-a întâmplat atunci. Sfântul Petru vorbea în aramaică și fiecare auzea în limba lui, fără traducător,
fără cineva ajutător. Asta este minunea care s-a întâmplat atunci și vorbim de darul limbilor sau darul glosolaliei care a fost în biserică în primele 4 secole, iar apoi, pentru că n-a mai fost nevoie de acest dar, a dispărut din biserică. Și darul glosolaliei îl întâlnim atât de frumos explicat în prima epistolă către Corinteni, de către Sfântul Apostol Pavel, unde el amintește de toate darurile din biserică, darul vindecărilor sau a taumaturgiei, darul glosolaliei, darul atotvederii, darul învățăturii și al predicii și celelalte daruri, înțelepciune și toate celelalte. Pe vremea împăraților bizantini erau interzise spectacolele, circurile în această perioadă. Ce nu este bine să facem noi, oamenii simpli din ziua de astăzi? Noi toți, în primul rând, trebuie să știm că este mare sărbătoare, praznic împărătesc, sărbătoare cu cruce roșie, se face Sfânta Liturghie la biserică. Deci, în primul rând, hai să vorbim ce trebuie să facem, să mergem la biserică și să cinstim ziua. Ce nu trebuie să facem? Imediat oprim lucrul. Da, e foarte bine asta în epoca bizantină și să știți că și astăzi, cum în perioada săptămânii celei mari, în unele localități și în unele spitale, doctorii nu fac avort. Că e săptămâna mare și ar trebui săptămâna mare să fie toată viața, la fel și cu pogorârea Sfântului Duh și a doua zi de Rusale, cum e Sfânta Troime, și să știți că la țară încă se mai ține și a treia zi de Rusale, adică marți, nu lucrează nimica, deci nu trebuie să facem treabă, nu trebuie să avem petreceri, nu trebuie să avem ospețe, nu trebuie să avem banchete, nu trebuie să avem bairamuri, cum se spune acum, și fel și fel de festivități în care mai epatăm, încercăm să ne bucurăm de viață și să epatăm și să uităm de rânduiala morală. În zilele acestea, ce trebuie să mai facem? Să ne amintim de cei adormiți? Pentru că se merge la cimitir, se face pomenirea celor adormiți, se sfințesc mormintele, se stropesc cu aghiasmă, chemăm preotul, stropim cu vin, facem rugăciune acolo. Înainte de Rusale, este sâmbăta moșilor de vară, când se face pomenire mare la biserică, și înainte de asta, în ajun de Rusale, nu toată lumea merge la cimitir și face curat pe mormânt și ia buruienele fiecare și pune o floare acolo pe mormânt și face curat și mai vopsește poate mormântul de dragul celor adormiți. Astea sunt lucrurile de Rusale, de pogorârea Sfântului Duh. Și să nu uităm rugăciunea Împărate Ceresc, să rugăm pe Dumnezeu ca să ne lumineze mintea pe pământul acesta, să facem numai faptele cele bune, să fim de folos celui din jurul nostru, să ne iubim pe Dumnezeu. Fără ajutor de la Duhul Sfânt, fără harul lui Dumnezeu, nu putem face nimica. Nu există expresia asta în popor. Doctorul ăla e cu har, operează. Preotul ăla e cu har. Învățătorul ăla e cu har. Am fost de câte ori la pregătire și mi-a luminat mintea. Mi-a explicat și acum fac singur. Merg la ăla, uite măi ce iese din mâna lui, din la meștru ăla, sculptează. Uite instalatorul a venit și mi-a făcut rapid acolo. Uite un om priceput, un om cu har. Uite prezentatorul sau prezentatoarea, da? Uite ce frumos, da? Așa mergem când vedem pe cineva. Și spunem atunci cu omul acela, uite, lucrează Dumnezeu, da? Omul ăla e cu har sau omul ăla are dar. Mergem la școală și apreciem pe colegul nostru. Măi, uite ce dar are el. Uite, el învață din clasă și acasă nu mă mai citește odată. Deci folosim expresia aceasta pentru că există o cinzecime continuă în biserică, adică o lucrare a Harului permanentă în biserică. Referitor la mesul la cimitir, vedem că în anumite zone se merge cu vin, cu prăjituri, dar în alte zone mai apar și alte obiecte, gen vesel, electrocasnice. Cum ar trebui să vedem astfel de tradiții care apar în popor? Da, bine ați spus și vă felicit pentru asta, tradiții din popor. Biserica este foarte simplă și rânduiala bisericii este așa. Ne rugăm, mergem la mormânt, preotul stropește cu aghiasmă, omul trebuie să aibă acolo jertfă. Și omul înțelege prin jertfă exact ce ați spus dumneavoastră. Bineînțeles, trebuie să fie vinul, da? Vinul care se folosește la împărtășane și noi știm încă din perioadele păgânești ale omenirii că se folosea ocru roșu. Adică un fel de vin, da? Un fel de vopsea, un fel de vin.
se stropea la morminte, se ungeau ei pe față, puneau chiar și în picturi, pe unde viețuiau ei. Toată jertfa asta, că e colivă, că e colac, că e sandwich, că e prăjitură, că e tartă, că e veselă, că sunt electrocasnice, că sunt găini date peste mormânt, da, se dau și găini și de toate fel. Asta intră în arsenalul de jertfă pe care omul îl consideră că îl dă de sufletul celor adormiți. Nu vreau să greșesc și nu vreau să judec, spun așa. Este o expresie a dragostei omului. Biserica tolerează aceste lucruri în sensul că le spune la oameni așa: măi, nu este cazul. Dacă într-adevăr vrei să faci o pomană, nu căra frigiderul până la mormânt și te chinui să-l dai peste mormânt. Ai un vecin necăjit cu mulți copii care vezi că nu are un frigider, du-i la casă și spune din sufletul celor adormiți: fă pomana asta dacă tu ai, fă pomana asta. Vrei să dai o găină acolo să facă familia aia cu mulți copii o friptură acolo și să aibă ce mânca? Du-i-o acasă, nu adu pe cimitir să te vadă ceilalți, lasă fudulia la o parte. Vrei să dai ceva de pomană? Adu ceva simplu pe mormânt acolo. Știi că sunt necăjiți pe cimitir, pregătește niște sandvișuri, o prăjitură, dă o apă, dă un suc, dă ceva acolo și atât. Roagă-te și în toată viața ta poți să faci pomană, că dacă în drumul tău spre serviciu găsești un necăjit acolo și vezi că într-adevăr are nevoie și vrei tu să-i dai ceva, poți să scoți un covrig, poți să scoți un ban, poți să scoți și o găină dacă o ai în plasă acolo, sau îl întrebi cine cazuri ai și poți să-i faci o comandă de un frigider, numai nu adu la cimitir. Deci nu judecăm, spunem așa, este o expresie a dragostei omului care vrea să ajute și pe cei necăjiți, se gândește și la sufletele celor dragi care au plecat din lumea aceasta și iată sunt în viața de dincolo și orice om dacă l-a întrebat de ce face asta, vreau să fie bine pentru cei care au plecat, încă iubesc, vreau să le fie bine dincolo. Vreau să am conștiința împăcată. Eu știu că asta e pomana, îi jertfa aia. Și necăjitul când primește toate astea, când spune Bog da prost, adică Dumnezeu să primească, vă spun, dacă te uiți la omul acela care face pomana și când aude Bog da proste, ochii imediat așa îi sclipesc, are un zâmbet, fața nu mai este așa încordată, stresată, că trebuie să ajungă acolo, are o față senină, e bucuros, e liniștit, e împăcat, a făcut ceea ce era dator să facă. Și după slujbă la biserică, noi ne uităm la fețele oamenilor, după ce oamenii s-au rugat, au făcut cruce, au îngenunchiat, au dat de pomană, au adus jertfa lui, să vedeți cum așează lumea pe mormânt toată jertfa aceasta, pun prosoape frumoase, pun vinul într-o parte, pun coliva într-o parte, pun ce-o adus ei acolo, napolitane, prăjituri, sandwich-uri, pun într-o parte, pun flori la mormânt, să îngrijesc să fie lumânarea aprinsă, pun candeluț acolo la cruce. Unii dintre ei au acrivie așa, se mai stinge de la vânt lumânarea aceea și noi îi liniștim. Doamnă sau domn, aveți candeluța aprinsă acolo? Ajunge. Dacă lumânarea stă bine, dacă nu stă, o aveți în suflet și mai este și candeluța aceea, Dumnezeu o primește. Să vedeți cum se luminează. Omul vrea să fie bine și pentru cei adormiți. De aceea, toată jertfa aceasta face parte din arsenalul de exprimare a dragostei omului față de cei adormiți și față de bunul Dumnezeu. În anii în care ați mers la cimitire, ce a fost cel mai năstrușnic lucru pe care l-ați văzut dându-se de pomană? Așa, asta e o curiozitate de-a mea. Da, să știți că se dau de pomană multe lucruri. Păi, năstrușnice, binevenite le-aș numi eu așa. Din propria experiență vă spun, alergăm mult la cimitir, oamenii se bucură când preotul vine, și ne bucurăm când găsim o oală de mâncare acolo cu o sărmăluță caldă. Năstrușnici, pot să spun, vin cu tot meniul de acasă. Vin cu aperitiv, vin cu oala de sarmale, vin cu oala de friptură, vin și cu tort, vin și la urmă și cu suc, vin și cu apă. Dar năstrușnici, așa să mă gândesc, că oamenii vin și din dorința de a face pomenire, uite unde e mormântul, stăm cu ei și căutăm mormântul și crucea și noi mai întrebăm de când n-ați mai fost pe aici și ei spun într-adevăr nu sunt din localitate și n-am mai fost de anul trecut sau alții nu mai fost de ani întregi și au amintit și vin și noi ne bucurăm.
Năstrușnici, ce pot să spun? Ne-a prins și ploaia pe cimitir și să vedeți cum oamenii, dacă plouă dintr-o dată, cum se întâmplă și vor să fie pomenirea făcută, stau cu umbrelele acolo și noi umblăm și noi cu umbrelele acolo și ne bucurăm. Și am făcut pomeniri și pe ploaie torențială cu oamenii și vedeam cum ploaia venea prin stânga și prin dreapta și noi ne rugam acolo. Curcubeu care apărea dintr-o dată, năstrușnici, ce pot să vă mai spun? Vă spun că sunt mulți necăjiți pe cimitir, sunt foarte mulți necăjiți din satele de prin apropiere care sunt țigani care vin. Și romi, îmi cer scuze, romi. Romi, așa, care vin și avem dialoguri foarte interesante cu ei, le dăm de pomană, învățăm să facă cruce, le spunem să meargă la biserică, încercăm să îi educăm și ne bucurăm că de multe ori ne iese, de multe ori nu ne iese, încercăm să facem și noi ce putem. Suntem la locul potrivit acolo, preotul, credinciosul, cel care face pomenire, și denumirea de pace, acum e cimitirul la noi în Suceava, dar pentru că ne văd și alții din alte localități, în Iași, în Bacău, în Botoșani, în Neamț, păi au denumiri, pacea, eternitatea, și altele, care, libertatea, care mai sunt denumiri din acestea, arătând că sufletul nu este întemnițat, ci sufletul merge în veșnicie, și de aceea toate aceste exprimări ale dragostei noastre sunt bine primite și iată că noi, părinții biserici, biserica se adaptează, dar nu uită să învețe la momentul potrivit și să spună ce trebuie. Da, luăm o scurtă pauză de publicitate, da, și revenim imediat în partea a doua Dimineților Plus.